Elisabeta își dorea un prunc și erau bătrâni și vechi de zile. Și dacă ne amintim numai cât de frumos începe Evanghelia și nașterea lui Ioan Botezătorul a fost așa. Elisabeta stearpă și bătrână fiind și Zaharia fiind la templu, s-a arătat îngerul și așa mai departe. Și el a rămas mut până a scris pe tăbliță, Ioan se va chema la nașterea lui. Trecem peste asta și mergem la ceva și mai interesant. În momentul în care Elisabeta se umple de Duhul Sfânt, începe să vorbească insuflată de Duhul Sfânt. Fecioara Maria, sub umbrirea Duhului Sfânt, spune două mari cuvinte care vor rămâne în istoria creștinătății și a omenirii ca temelie de lege. Faceți tot ce vă spune El, predica Maicii Domnului, să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Deci, acestea sunt expresiile creștine cu care noi putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă citim Slavoslovia, care se cântă sâmbătă seara la priveghere, găsim scris ceva mai simplu și mai frumos. Să fie, Doamne, mila Ta spre noi, atâta cât am nădăjduit și noi întru Tine. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Iată că Ioan Botezătorul se bucură de mila Lui Dumnezeu. Iar Elisabeta, plină de Duhul Sfânt pe care îl preia din îmbrățișarea cu Fecioara Maria și din recunoașterea Fecioarei Maria că ceea ce este întrânsa de la Duhul Sfânt, Elisabeta prorocește și spune tocmai cel mai înalt lucru care va și rămâne de fapt în istorie. Cum este mie aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și de aici avem până astăzi în biserică expresia Maica Domnului. Și acum răspunsul dă Fecioara sub influența Duhului Sfânt cu Dumnezeu în pântece. Mie mi-a făcut mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și numele Lui în veacul veacului, spune mai departe. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și noi cum cântăm când cântăm Maicii Domnului? Cuvinte-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și vin îngerii și cântă din cer. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe Tine cea cu adevărat Născătoare Dumnezeu. Te mărim. Ce spune Dumnezeu despre Ioan Botezătorul? Cel mai mare om născut în trup, înger în trup, om născut din femeie, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu, fiindcă poartă trup. Ce spune troparul înainte mergătorului? De ajuns îți este ție mărturia Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește, iată eu trimit înaintea feței mele pe Îngerul Domnului. Deci îl trimite pe Ioan Botezătorul. Deci Ioan Botezătorul este vestit de chiar însuși Dumnezeu. Iar Dumnezeu este proslăvit și arătat lumii de chiar însuși Ioan Botezătorul. Deci nu erau vorbiți unul cu celălalt să se laude unul pe celălalt, ci însuflați de Duhul Sfânt fiecare vorbea despre celălalt. Și ce spune Ioan Botezătorul? Cum v-am spus și ieri. Acela este peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se. Duhul Sfânt s-a pogorât în puține locuri, în puține feluri și în minunate feluri de-a lungul istoriei Pământului și a omenirii, ținând cont de cinzecime, ținând cont de fenomenul și momentul Nazaret, ținând cont de momentul bobotezei, de Epifania Iordanului, de arătarea Treimii, și ținând cont că Duhul Sfânt se cobora după cinzecime în chip văzut peste cei care credeau și se botezau, cum ne arată Faptele Apostolilor. Întreabă Petru, văzut ați pe Duhul Sfânt? Nu. Primit ați pe Duhul Sfânt? Nu. Credeți că puteți primi pe Duhul Sfânt și să vă botezați? Credem. Și Duhul Sfânt se cobora peste ei. Citiți Faptele Apostolilor. Nu la pentecostali, la creștini. Deci pentecostalii sunt doar de 200 de ani sau 150 de ani și iau un Duh Sfânt al lor, îi privește direct și personal în modul la care Duhul Sfânt vine peste ei și nici într-un caz în mod teologic și mistic și, dacă vreți, suprafiresc,
așa cum s-a întâmplat la momentul Nazaret, așa cum s-a întâmplat la botează, la botezul Domnului, la bobotează, la arătarea Domnului, că ăsta e praznicul, nu-i botez, ci arătarea Domnului, și la cinzecime. A venit Duhul Sfânt în chip de limbi ca de apostol, ca un vuiet ca de vânt. Și primul semn care s-a petrecut acolo a fost glasul Alia. În momentul când apostolii vorbeau în limba lor ebraică, cum erau ei evrei, cei care ascultau, mezii, parții, elamiții, greci, toată diaspora grecească care era venită la praznic în Ierusalim, fiecare auzea în limba lui. Ceea ce înseamnă că convertirea de la gură la ureche era dar divin, cum ar fi azi translatorul. Pui ăla în ureche și îți vorbește în limba engleză și înțeleg toți în limba internațională. Aici vă înțelegea fiecare în limba sa. Spune mai departe Ioan. Am văzut Duhul Sfânt coborându-se din cer ca un porumbel și ce specifică frumos, a rămas peste el. Deci de unde se vede faptul că de câte ori a avut loc schimbul de discuții și de replici între Ioan Botezătorul și Hristos, Duhul Sfânt era deasupra lui. Eu am nevoie de botezul tău. Ce i-a spus Hristos? Lasă să împlinească legea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei celui ce vine după mine. Deci era atât de adâncă taina acestei cărări teologice în care Hristos cobora în lume, încât Ioan Botezătorul, într-un fel, a spus: Îngerul care m-a învățat nu mi-a spus aceste taine, m-a învățat cu totul altceva. Să urmăresc doar o singură țintă: deschiderea cerurilor, coborârea Duhului Sfânt în chip ca de porumbel și peste care va fi, acela este. Deci a avut trimitere exactă sau chemare exactă spre o anumită problemă sau spre o anumită țintă, descoperirea Fiului lui Dumnezeu dintre restul umanității. Deci dacă ar fi să spunem așa, cum ai avea o masă imensă de oameni, și între acești oameni ai un drept al lui Dumnezeu. Cum poți să-L descoperi pe acesta decât într-un singur fel? Numai văzându-i strălucirea duhovnicească a chipului său lăuntric, care trebuie să se manifeste în lumina Duhului Sfânt. Și dacă stăm să vorbim la ceea ce vede Ioan, unde a văzut Duhul Sfânt coborându-se și stând, acela este. Acela era Fiul lui Dumnezeu care ridica păcatul lumii. Deci am putea spune că de fapt Ioan Botezătorul este profetul care încheie Vechiul Testament arătându-ne nouă cine este ultimul profet, cine este ultimul profețitor, cine este ultimul împlinitor și cine este ultimul care vede minunea profețită. El. El, Ioan Botezătorul, vedea pe cel ce avea să răstihnească pentru mântuirea lumii, sau cum spune crezul, pentru noi oamenii și a noastră mântuire. Și aici ajungem exact la cuvântul ăla care tot timpul repet. Și eu nu-l cunoșteam pe el. Deci Ioan Botezătorul ne arată că pentru el taina întrupării a fost necunoscută. Nevăzută, neștiută, neauzită, nedescoperită. Cel ce m-a trimis să botez cu apă, deci nu venea din capul lui, deci se vede clar că era semnul din cer, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Deci Ioan Botezătorul, am putea spune că este din nou profetul care ne arată calea de deschidere a focului spre curățirea păcatelor. De când citim în rugăciunea de împărtășanie la a șasea, spune așa, la a șasea rugăciune: Foc mistuitor sunt sfintele și dumnezeieștile tale taine, care ard păcatele precum iarba, și eu mă uit cum ele se ard ca fânul,
nemistuindu-mă și pe mine nevrednicul care gust din ele, adică care mă împărtășesc din dumnezeescul trup și din dumnezeescul sânge. Deci este un foc care nu este obișnuit. Dacă un foc obișnuit arde și materialul incandescent și materialul lemnos și orice altă formă de materie care se aprinde, focul acesta dumnezeesc este un foc deosebit care, a Duhului Sfânt, care arde doar ceea ce înseamnă păcat, care arde doar ceea ce înseamnă stricăciune și care arde doar ceea ce înseamnă neputință. Deci, de aia când ne împărtășim, spunem așa, să fie împărtășirea spre tămăduirea trupului și a sufletului și spre iertarea păcatelor și viața de veci, adică de intrarea în zorile zilei a opta. Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul se conturează în primul rând în două episoade. Naștere și fugă de fața lui Irod, v-am spus ce spune Simeon Metafrastul, ia Elisabeta în brațe, se urcă în Iudeia la munte cu el pe jos, aude țipetele din Rama, deci dinspre Israel, de unde femeile plângeau nebunite, că ostașii tăiau prunci până la 2 ani din porunca lui Irod, doar s-o nimeriș împăratul. Ajung ostașii la templu, Zaharia era de rând, întreabă, unde este soția și copilul tău, pentru că aveți copil mic, spune eu, de vreme ce sunt la biserică, aici la templu, n-am de unde să știu, și lucid între templu și altar și pleacă mai departe, iar o echipă de ostași pleacă spre casa lui Zaharia, în Iudeia, cum mergem noi spre Încaren, care ați fost, iar Elisabeta pleacă de la casa de unde l-a născut, este o biserică dominicană astăzi, cu grota, sau așa zisa, casă din piatră, cum făceau evreii pe atunci, că erau un fel de nomazi, nu erau oameni cu vile supersonice, cum avem noi astăzi, erau în pământ căsuțe din piatră, de un 3x3, de un 4x4, acoperite tot cu piatră, că era cald să țină răcoare, și acolo se nășteau pruncii lor. Ei, grota unde s-a născut sau la casa lui Zaharia, unde este astăzi acea biserică dominicană, Elisabeta o ia pe jos frumos și urcă toată coasta muntelui Iudeii până aproape de jumătatea muntelui. Ostașii o ajung din urmă, iar ea în momentul respectiv, cum ne semnifică Metafrastul, ne spune așa, munte, deschide-te și înghite pe prunc și pe muma lui. Și în clipa aceea se face o peșteră în munte, Elisabeta intră acolo, peștera se închide, în peșteră crește un izvor, care îl vedem și astăzi acolo susurând din cremenea muntelui, și crește un finic în care Elisabeta va trăi un an de zile mâncând acele finice și bând apă de la izvor și hrănindu-l pe Ioan Botezătorul cu lapte. Apoi Elisabeta moare în groapă, îngerul mai departe, există și locul simbolic, nu știu cât este de adevărat, locul unde ar fi fost mormântul Sfintei Elisabeta, de la vreo 200 de metri mai la deal de locul Încarem, acolo unde e peștera Sfântului Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul este crescut în sălbăticie, cu miere, cu lăcustră, un fel de bobițe mărunte, cum ar fi cireșele coapte sau coacăzele, cu lăstari, cu tot felul de verdețuri, este hrănit de îngeri cu mană și a învățat toată legea, iar la momentul chemării, când trebuie să-L descopere pe Hristos, este chemat la Vitavara, la Iordan, să boteze oamenii, deci El era pusnicul renumit. V-am spus, istoriile mai simple și tradițiile și poveștile locului ar spune că Ioan Botezătorul ar fi avut ca și schimb de experiență anumite întâlniri cu esenienii de la Marea Moartă, care sunt doar peste munte, care au scris pergamentele acelea de la Qumran, care au fost descoperite mai târziu, prin 1960 ceva, și evreul care le-a găsit neștiind ce sunt, le vindea pentru piele de papuci, neștiind ce tezaure sunt pe ele, apoi descoperite de un om care cunoștea știință înaltă și văzând ce scrie pe ele, le-au cules din toată lumea, astăzi sunt în muzeele Ierusalimului și ale Americii, este Sfânta Scriptură, Septuaginta, tradusă în mod original,
așa cum există ea și astăzi, unde corespund exact versetele și citatele, ca drept dovadă că Scriptura n-a fost o invenție sau n-a fost făcută la nimereală sau tradusă și adaptată, corectată și pierdută sau diluată de-a lungul timpului, ci a rămas în tocmai așa cum era și în vremea lui Iisus, atunci când multe cărți ale Scripturii încă nu erau scrise, iar cărțile Vechiului Testament circulau sub formă de manuscrise.